Anul acesta s-au împlinit 80 de ani de la moartea marelui om politic Nicolae Titulescu, singura personalitate care a avut două mandate de președinte al Ligii Națiunilor, organizație care a precedat ONU. Astăzi, la Academia Română a avut loc o sesiune omagială în memoria celui supranumit diplomatul absolut. Viața mea a fost o luptă continuă în scopul de a croi pentru România un loc în viața lumii, apărându-i totodată interesele naționale. Sunt cuvinte care aparțin lui Nicolae Titulescu, cel mai cunoscut ministru de externe pe care țara l-a avut vreodată și unul dintre cei mai apreciați diplomați europeni. Ce ar trebui politicienii de acum să învețe? În primul rând, cultura dialogului. Nicolae Titulescu a fost cunoscut în perioada interbelică, în special pentru faptul că a încurajat diferite tipuri de negocieri care au dus la rezultate interesante, la ceea ce a însemnat securitatea colectivă în perioada aceea. Dar politicienii români de astăzi au această cultură a dialogului? Cred că nu, deocamdată nu. La 80 de ani de la moartea diplomatului absolut, Fundația Europeană Titulescu a organizat o sesiune omagială sub egida Academiei Române. La 31 mai 1930, Academia Română îl alegea membru al său, membru corespondent, pentru ca în 28 mai 1935 să fie primit în rândul membrilor titulari. La 80 de ani de la trecerea în eternitate a lui Nicolae Titulescu, marele diplomat român de anvergură europeană și universală, am ales să punem în dezbatere o temă care l-a preocupat în mod deosebit, aceea campanie internațională antiromânești, încă activă, cunoscută sub numele de chestiunea optanților. În perioada 1928-1936 a ocupat de trei ori fotoliul de ministru al afacerilor străine, a militat împotriva nazismului și a fost toată viața un susținător al păcii. A fost un mare umanist, un mare democrat, ca orice om, și cu lucruri mai sensibile și mai puțin puternice. Așa suntem oamenii, suntem o constituție complexă, dar niciodată nu a renunțat când a avut o idee, pentru că ideile trebuie să rămână. Noi oamenii suntem trecători, spune el, dar ideile trebuie să meargă mai departe. Nicolae Titulescu este singurul din istorie care a ocupat de două ori funcția de președinte al Ligii Națiunilor. De asemenea, a fost unul dintre primii politicieni care a formulat o viziune coerentă asupra unei Europe unite. Nu degeaba a fost supranumit Ministrul Europei. Nicolae Titulescu s-a stins din viață pe 17 martie 1882.